Reggae Camp când am ajuns și Gâlcă când am plecat. Cum te-ai împăcat cu ei? Care e diferența? Mai bine cu Costel. Mai bine cu Costel. Era o echipă deja formată când am ajuns. Și chiar dacă am terminat atunci cu cel mai bun marcator și cel mai bun pasator în acel retur, 8 goluri și 4 pase și aveam 5 meciuri titular. Da. Și Gâlcă? Gâlcă, iată că nu reușește să... Da, toată lumea îl apreciază antrenor. Da, nu mi-explic. Nu reușește să-și găsească un angajament, să zic, de mai lungă durată. Vă spun Danemarca... Da, din ce am observat, merg Danemarca, Polonia, adică nu sunt țări care să scoată în evidență un stil de joc pe care el practică. Când a venit la noi cu acel stil de posesie, pressing avansat, a mers perfect. Polonia, Danemarca, nu văd, da, bine, nu văd să-l scoată în evidență. Observă că antrenorii români în Occident nu prea sunt. Adică ei sunt cât sunt de buni și de prețuiți, dar mai mult până țările arabe, da, până, da, China, da, până Coreea, până... Da, da, e adevărat. Chiar și Olăroiu, să zice. Puiul Iordănescu, ce a făcut... Răzvan, da, care are... Răzvan e acum numărul unu dintre antrenorii români de afară, nu? Da. La PAOK e greu să fie antrenor. Cu care puteam să colaborez într-o perioadă, dar a venit oferta de lei cu două meciuri înainte de primul meci oficial. Și chiar mi-a părut rău că n-am putut să merg atunci. Când era asta? 2019, 2018 iunie sau 2019? 2018 iunie cred că a fost. Și erai unde? Erai la... Eram la Ludogoreț. La Ludogoreț. Da. Și aveam clauză de reziliere și aveam o înțelegere cu patronul să-i spun înainte cu o lună dacă vreau să o activez și vreau să plătească cineva clauza. Și au venit cu două zile înainte de primul meci oficial și... N-am putut să-i las descoperiți. La Steaua ai lucrat cu Neubert, nu? Da. Cum era? E un personaj și el controversat, să zic așa. Foarte Deși competent. În general lumea îl apreciază. Foarte competent. Foarte, foarte competent. Și caracter frumos. Chiar atunci când am venit, succesul din perioada Reggae Camp, din punctul meu de vedere, era majoritar datorat lui Tommy și nivelului fizic la care îi ducea pe jucătorii existenți, inclusiv pe mine. Atunci, aia e perioada în care ai bătut recordul rar, ai marcat 6 goluri într-un meci cu Pandurui? Dar au fost cu Costel. 6 goluri, nu? Da, 6 goluri cu Pandurii, cel mai rapid hat-trick în Europa League cu Alborg. Exact, 3 goluri cu Alborg, da, nu? Da. În cât timp? În 19 minute. În 19 minute? Nu, 11 minute. 11 minute. Cu 19 a fost CSKA Moscova. Da. Am dat la lui Drugoreț. Dar asta e 6 goluri într-un meci oficial cu Pandurii. Ți-aduce aminte ce ai făcut după meciul ăla? Ai dat și tu o bere la băieți, ceva? Zici că nici mai țin minte. Am luat 2 mingi acasă. Ai luat 2 mingi acasă? Păi erau 3 la pauză și 3 după pauză. Eram cu Laurențiu cu Roșu și am zis, fă, te rog o poză la tabelă, că arată bine tabela, era pe Ghencea. Da, asta rar se întâmplă ca un jucător chiar dintre golgheter să înscrie 6 goluri într-un meci oficial. Tot s-au oprit la 5. Haaland, Lewandowski, da, Messi, da. Tot s-au oprit la 5. Când zicea ceva, făceau glume, că uite că nu mai dă nimeni 6. Că ne se întâmple... Au fost meciuri în care n-a vrut să-mi intre mingea. Cu Alborg la retur am avut 8 ocazii. Și aveam impresia, da, că orice fac, nu-mi intre mingea în poartă. Și am făcut un meci excepțional. Dar nu a vrut să intre mingea în poartă. Și la acel meci, orice făceam, execuțiile mele erau aceleași. Dar meciul ăla, toate au intrat.